Un bărbat în vârstă de 47 de ani din comuna Balșa, în timp ce conducea un autoturism în care se afla și un partener de vânătoare, a fost oprit în trafic de polițiști în localitatea Bozeș. În autoturism, polițiștii au descoperit pe bancheta din spate două arme letale de vânătoare. Mai mult decât atât, șoferul era băut, iar mașina pe care o conducea era radiată din circulație din anul 2013. Din verificările efectuate, polițiștii au constatat că cei doi bărbați sunt deținători legali de arme letale, membrii vânători în cadrul unei asociații de profil, care au participat duminică la o vânătoare organizată de asociație. În momentul în care au fost opriți de polițiști, aceștia se deplasau către localitățile în care își au domiciliul. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,37 mg per litru alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că autoturismul condus de bărbat a fost radiat din circulație încă din anul 2013. Dată fiind valoarea afișată de aparatul etilotest, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă și a fost totodată suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Totodată, posesorul armei de vânătoare transportate fără respectarea condițiilor legale va fi sancționat contravențional și complementar se va propune anularea dreptului de deținere, port și folosire a armelor pentru neîndeplinirea condițiilor de transport prevăzute de lege pentru arma respectivă de vânătoare. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.